Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Cred că este unul dintre cele mai speciale videoclipuri de pe acest canal. O să vă spun imediat și de ce. Dar înainte să începem, v-aș ruga să apreciați acest videoclip. Vreau să strânge foarte, foarte multe like-uri la acest videoclip. Nu pentru mine, ci pentru Ricky. O să vă spun imediat cum stă situația. Bun, acum vreo 4 zile, prin 6 ianuarie, într-o seară, am primit o ofertă pe acest Steam. După cum știți, eu pe contul principal am un fel de trade ban, e gen o alertă, nu pot să fac trade-uri o anumită perioadă de timp, știți povestea. Dacă nu știți povestea, o puteți căuta pe canal, așa că mi-am făcut un alt cont pe care mă joc Faceit și pot să fac trade-uri și așa mai departe. Primesc într-o seară, era 6 ianuarie, eram într-un meci de Faceit, primesc un trade. Am zis că, bă, ce mamă dracu, nu multă lume știe contul ăsta decât așa persoanele mai apropiate. Primesc un trade. Ok, hai să vedem ce trade primesc. Mă uit la trade. Mare Dragonor. Am zis că, bă, ce dracu, ce s-a întâmplat, o fi greșit persoana, o fi trimis la altceva din șală sau ce mă dracu s-a întâmplat. Evident, ca un român adevărat, când vede ofertă, când vede acolo un skin de să fie și 2,50€, direct shift tab, intrăm pe ofertă, 1,50€, bam, accept, rapid, să nu dea decline. Bun, văd eu Dragonor-ul, rămân așa uimit vreo 3 secunde, l-am acceptat, după care am intrat pe profil la băiat și ce să vezi? Băiatul nivel 1. Bă, ce dracu, m-am uitat la prieten, avea un prieten. M-am uitat în inventar, avea niște chei prin inventar, niște skin-uri de 50€, niște skin-uri de 100, 200. Bă, mi se părea că e un bot. E un bot de site-uri sau ceva. După care mai trec 2-3 zile, evident că i-am dat ad, nu mi-a dat accept nici până în ziua de astăzi, domnule Ricky, nu mi-a dat accept. După care, astăzi 10 ianuarie, poate nu mulți dintre voi știți, dar este ziua mea astăzi, am primit ceva mesaje pe Facebook de la mulți ani. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care mi-au urat la mulți ani, am primit ceva, deci nu știu, o parte dintre voi știți că este ziua mea, dar sunt sigur că marea majoritate, nu știu, gen 75% nu știți. În fine, am primit foarte multe mesaje, vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru toate urările, iar la fel, stăteam pe YouTube și văd iar o ofertă. Dar bă, ce mama dracu, cine-mi trimite oferte mie? Nu mai cunoaște nimeni acest cont decât v-am spus prieteni apropiați. Văd o ofertă, Ricky. Bă, dă-o, dracu. Această dată ne-a lăsat un mesaj. O să aveți poză pe ecran. Deci Ricky ne dă 3 cuțite, ne dă băiatul. 3 cuțite, o să vi le arăt imediat. Și vine cu acest mesaj. Happy birthday, generalul. PS. The Dragon Lord is from me. Enjoy it. M-a spart. Alt cont. Deci îmi dăduse screen-ul acest de pe alt cont. La fel, am intrat pe contul respectiv, level 1, 15 ore pe CS. Bă, ce se întâmplă? Ce-s cu conturile astea? De unde au băieții ăia atâția bani? Adică să-și permită să-mi dea 1300, 1400, 1500 de euro. Și aici m-am blocat, efectiv. Mi-a zis omul și la mulți ani, nu știu de unde, eu știu că e ziua mea. Habar n-am, poate mare pe Facebook sau o fi văzut pe Facebook. Nu pot să-mi dau seama, deci nu pot să-mi dau seama de unde mă știe băiatul. Adică de unde știe că e ziua mea și mi-a mai dat încă 3 cuțite pe lângă Dragonor, adică nu era suficient 1000 de euro, hai să mai dau încă 600. Hai să vă arăt și Dragonor-ul. Acesta este un field tested. Bă, arată ok, nu pot să te plan, adică totuși e Dragonor în pana mea. Și aici avem și celelalte cuțite. După cum știți, eu am alertat pe contul principal, așa că nu știu cât de mult o să țin screen-urile pe acest cont. Poate o să filmez un videoclip 2-3, că arată destul de ok. Am mai avut Dragonor în trecut și da, nu, chiar nu vreau să mă lezi, poate mi-au alertă și pe contul ăsta să le vând cât mai repede și da, am o grămadă de cuțite, deci 3 cuțite mi-a dat băiatul, mai aveam încă unul aici. Deci m-a spart băiatul pe cuțite, deci un carambit, o baionetă, un M9 baionet și un Dragonor. Tom, deci I don't know, Ricky. Thank you very much for this donation. Nu știu cum, bă, donația asta, nici nu știu cum să le iau. I don't know, man, I appreciate very 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 much. If you want to play with me, I don't know, face it, matchmaking, just
give me a comment on my profile or I don't know, man, give me a message on Facebook, Steam, I don't know what to say. Bă, nu știu cum să-i mulțumesc la acest băiat. De asta v-am zis, măcar, nu știu, scrieți acolo în comentarii, thank you, Ricky, sau, habar n-am, chiar nu știu ce, cum aș putea să-i mulțumesc. Băiatul nu răspunde, adică are comentariile dezactivate, nu pot să dau de el nici cum, accept, nu-mi dă și, da, chiar nu știu ce să zic. Da, cam asta a fost videoclip, v-aș ruga să apreciați acest videoclip, să strângem multe like acolo pentru Ricky și, da, cam asta a fost, Ricky, thank you very, very much again and... Yes. Da, cam asta a fost. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Iar noi ne vom auzi data viitoare. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi. O să urmeze videoclipuri. Blana, blana. Ok, hai că v-am lăsat. Mersi încă o dată de urări. Pa, pa. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. Telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stabbing my